And the income tax in Romania is 16%, which is a quite decent percentage. So you pay 16% after you deducted 25%, so actually you pay 12%. Domnul Dan, vă mulțumesc foarte mult pentru ideile pe care ni le-ați prezentat în ceea ce privește investițiile în România. Am câteva întrebări și prima dintre ele ar fi pentru tinerii care au plecat din țară și care au foarte puțină experiență în ceea ce privește investițiile în România. Ce sfaturi aveți? Dacă vor să investească în România, după părerea mea, și bineînțeles că e subiectivă, aș recomanda să investească în real estate, într-o zonă cu care ei sunt foarte familiarizați, unde înțeleg ce se întâmplă acolo. Le-aș recomanda să investească în piața de capital, pentru că sunt companii românești în sectorul energiei care plătesc dividende foarte, foarte mari, procentual vorbind, undeva între 7% până la 10%. Și 3, dacă au suficienți bani sau se grupează 2-3 împreună, în companii românești, preferința mea ar fi companii industriale care produc ceva, care cred că au un viitor bun în România dacă au management bun. Orașele care merg foarte bine în România astăzi sunt București, Timișoara și Cluj. Bineînțeles că asta se reflectă deja în prețul unei investiții. Deci poate interesant ar fi să găsit orașul care încă nu este Timișoara, încă nu este Cluj, dar are potențial să ajungă acolo. Mă gândesc pe un oraș ca Brașovul, poate să devină un al doilea Timișoara care poate să vină. Poate un oraș ca Iașu, care a suferit foarte mult, acum se pare că este un mic reviriment la Iași. La universitate au venit anumite companii de IT. Cumperi un apartament, un singur apartament, îți trebuie undeva între 50.000 de euro, dacă vorbim de Iași, 60.000, până la 100 și ceva de mii de euro pentru un singur apartament, dacă vorbim de Cluj, București, Timișoara. Undeva la un preț mediu de vreo astea trei orașe mai mari, Cluj, Timișoara, București, undeva la un 80-100 de mii de euro pentru un apartament. Ceea ce privește piața de capital, aveți anumite companii care sunt preferatele dumneavoastră și care e motivul pentru care investiți în acele companii? Da, am. Companiile care le prefer sunt companiile de sectorul energetic, unde statul român este acționar majoritar, însemnând 50% sau mai mult. De obicei, statul are la aceste companii undeva între 57-58 până în 70 și ceva la sută, pentru că aceste companii sunt obligate prin lege să dea acționarilor cel puțin 50% din profitul realizat, minimum. Experiența arată că ele în ultimii 5-10 ani plătesc 80-90% din profitul net acționarilor și dacă ne uităm la anii trecuți și la anul ăsta, înseamnă în medie undeva o dobândă de vreo 8-9 până în 10%, care e foarte bine în ziua de azi. Sunt și alte companii la bursă care poate merită, dar astea mi se par cele mai sigure. Astea nu sunt companii care o să se dubleze prețul. Nu asta este motivația. Cumperi companie la 25 de lei și o vinzi la 50 de lei. Motivația este acest cash flow pe care îl generează prin dividende. Eu am plecat la 20 de ani în România. În România am ajuns acum 7 ani. Deci cam toată viața mea de adult am fost în afara României, în Germania și în America. Și de 7 ani lucrez în București. Și cum a fost readaptarea la România, având în vedere că viața de adult ați petrecut-o în afara ei? Mult mai grea decât am crezut. M-am gândit, București, aici m-am născut, aici mă pricep, dar n-a fost așa.
pentru că atât eu și eu m-am schimbat destul de mult în anii ăștia, dar și România s-a schimbat, sau cel puțin România, care o știam eu, nu e pe aia care am găsit-o acum, în 2009. Mm-hmm. Da? Deci era puțin altfel. Da, sigur, nu era ceva total străin. Mm-hmm. Dar n-a fost așa imediat cum am crezut eu. I appreciate all of you attending and coming. Thank you very much to all of you. Let's meet in the summer sometime and let's meet in September in our next meeting. Thank you very, very much.